Sărbătoarea parohiei ortodoxe române Sfântul Apostol Andrei din Würzburg, Germania, prilejuită de hramul bisericii și împlinirea 25 de ani de la înființare, a ajuns la final. Astăzi, în cea de-a treia zi, Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a oficiat Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, Preasfinția sa a evidențiat credința și insistența orbului din Ierihon, vindecat de Mântuitorul Hristos. Din pericopa evanghelică vedem că omul care s-a vindecat, care era orb, avea credință puternică în Dumnezeu. Numai când avem credință în Dumnezeu și mai ales când suntem în imposibilitatea aflării altei soluții pentru rezolvarea problemei noastre, atunci noi strigăm cu insistență la Dumnezeu și cu multă credință îl chemăm să ne ajute într-una din împrejurările vieții noastre. Vedeți, el a venit cu credință, dar pe lângă credință vedem insistența lui, insistență care oarecum trebuie să caracterizeze și viața noastră, pentru că de multe ori ne complacem în confortul în care ne aflăm și mai apelăm la Dumnezeu doar în situații dificile, uitând de Dumnezeu, parcă lăsându-ne sau bazându-ne pe propriile puteri și încrezându-ne mai mult în noi decât în Dumnezeu. Ori vedem că pe omul acesta au încercat să-l oprească cei care erau în preajma Mântuitorului, oarecum să-l potolească, să-i spune, stai acolo, nu mai deranja și tu cu ale tale. Însă Mântuitorul a apreciat insistența lui. Cu ocazia sărbătorii, timp de trei zile, credincioșii români din Würzburg, dar și din alte orașe ale Germaniei, s-au închinat la racla ce adăpostește mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae, adusă de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. A fost un eveniment cu totul și cu totul deosebit, de o încărcătură maximă, prin binecuvântarea Preafericitului Părintelui nostru Daniel, Patriarhul României, Părintele Emil Cărămizaru, de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, a venit cu mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae. Am săvârșit vineri taina Sfântului Maslu, biserica a fost ca într-o zi de Paști, arhiplină. Îmi spuneau la un moment dat colegii că au numărat peste 500 de persoane care au venit de aici și de departe, mânați de dragostea pentru Sfântul Ierarh Nicolae. Eu încă cred că n-a fost o sărbătoare oarecare și nu o sărbătoare aniversară, adică 25 de ani, eu încă cred că noi am trăit Crăciunul sau Paștile. Adică oamenii erau extrem de obosiți, dar fericiți, bucuroși, erau cu lacrimi în ochi, emoționați de prezența Sfântului în mijlocul nostru, de atâta binecuvântare, de dragostea ierarhilor, de cântările tinerilor pe care am avut la strană. Adică totul a fost un mănunchi pe care l-am oferit Maicii Domnului și Sfântului Ierarh Nicolae și Domnului nostru Iisus Hristos. În perioada următoare, parohia românească din Würzburg va desfășura o nouă acțiune în cadrul programului social-filantropic Larg deschideți inimile voastre. Și de această dată, 100 de familii defavorizate din România vor primi daruri în preajma sărbătorii nașterii Domnului.